7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Dacă aveți insomnii din cauza Constituției, nu sunteți singuri. Știți că și președintele Dodon e preocupat de reformarea Constituției. Ce motive are și cât sunt ele de întemeiate, o să aflați din discuția noastră de astăzi. Cu cine discutăm, aflați imediat. Punct. Și de la capăt. În plină pandemie, clasa politică, în special liderul Partidului Socialiștilor, și-a dat seama că legea fundamentală a Republicii Moldova nu mai este funcțională. Poate dacă ar fi Constituția mai bună și lupta cu COVID-19 ar fi mai eficientă. De ce anume acum, ce motivație reală și scoasă în față există pentru reforma constituțională pe care o inițiază șeful statului pe ultima sută de metri de primul mandat, care s-ar putea să fie ultimul, nu se știe, sau singurul. Discutăm astăzi cu Igor Boțan și Ion Guzun. Igor, dumneata, într-un interviu la Europa Liberă, ai punctat tezist rezervele dumitale față de această inițiativă. Acum vreau totuși să discutăm în principiu, să facem un fel de intro în politologie. Constituția este pentru politicieni sau pentru cetățeni? Pentru că așa cum pune problema șeful statului atunci când motivează reforma, iese că politicienilor nu li convine Constituția. Că vezi, doamne, sunt blocaje, că nu pot să aleagă președintele, că le încurcă Constituția ca să-și aranjeze alianțele în Parlament, că raporturile între ei, de fapt, nu se așează, puzzle-ul lor nu le rezultă. Și nu i-am auzit spunând, domnule, că legea fundamentală încurcă coeziunii sociale pe care o jundăiesc toate partidele și o promit, de fapt, în campanii. E corect să pune așa problema sau nu? Eu cred că aveți dreptate în a formula problemele așa cum ați făcut-o, dar ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, Constituția nu este nici a politicienilor, nici a cetățenilor. Constituția este legea, Constituția este legea fundamentală care oferă un cadru pentru instituționalizarea societății per ansamblu. Deci, iată, avem o societate de oameni și această lege supremă o instituționalizează, pune toate lucrurile pe policioare, cine ce are de făcut, de principiu. În baza principiilor, Forul Suprem Legislativ elaborează legi și ne reglementează viața, iar guvernul zi de zi implementează programele politicienilor care au majoritatea în Parlament. Iată, și atunci când s-au scris textele, articolele constituționale, acești oameni care au compus Constituția n-au dat un produs suficient de bun sau a evoluat societate? De ce este acum acest decalaj? Produsul este de calitate și părerea mea este că calitatea acestui document este foarte înaltă pentru că comisia care a elaborat Constituția a lucrat mână în mână cu comisia de la Veneția. Renumitul domnul Bocchicchio, din 93, tot vine cu periodicitate la Chișinău, pentru a asista Republica Moldova. Există o altă problemă, care se numește, cum să zicem mai bine, scindarea societății moldovenești. Segmente foarte importante din societate au viziuni diferite asupra viitorului statului Republica Moldova. De aici apar din când în când colizii. Și mai este o problemă foarte mare, care este una endogenă, cum se zice, marea corupție care a învăluit această țară și iată această mare corupție trebuie privită prin interesele celor care se află la pârghii
Și odată ajuns la pârghii, cei care încearcă să folosească aceste pârghii, ceva nu le place, ceva trebuie să schimbe. Și avem exemple foarte frumoase, interesante. Dacă luăm din 1990, când a fost declarată suveranitatea Republicii Moldova, la 3 septembrie a fost ales primul șef al statului, Mircea Snegur, și au început problemele legate de Constituție, de modificarea Constituției. Este adevărat că domnul președinte Snegur a avut inițiative judicioase după ce a fost ales. Deci, țara, Republica Moldova, a devenit stat independent, trebuiau cumva suspendate un șir de articole din Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, trebuia pregătit un alt text de Constituție. A existat un conflict între președintele Snegur și președintele Parlamentului, iar soluția de compromis a fost să avem o republică cu un regim semi-parlamentar, semi-constituțional. Deci, la istorie să revenim. La istorie să revenim. Tocmai la această controversă. Pe domnul Guzun vreau să-l întreb la fel. Impresia asta a unora că politicienii vor să-și aranjeze articolele constituționale așa ca să le iasă lor paciența. De exemplu, când președintele spune, domnule, de la o seamă de vreme, Curtea Constituțională este folosită de partide ca instrument de influență și dacă o să scrie că nizea, nu-i voie să folosiți, de la asta se va schimba ceva? Sau dacă în Constituție ar scrie că deputații nu trebuie să mintă, ceea ce e de la sine înțeles. Ei o să înceteze să mintă, o să înceteze să ia bani. Deci, unii cetățeni au această impresie că nu de textul Constituției depinde comportamentul politicienilor. E corect această abordare? Eu mă bucur că, indiferent de gradul de dezvoltare, de cunoștințele pe care le are societatea diverse în diferite domenii, totuși societatea dă un mesaj foarte clar. Nu există probleme în textul Constituției, dar există probleme în lipsa de idei sau criza de idei sau fumigenile care le aruncă politicienii. Noi până acum noi nu am avut nicio problemă. Nu știu de ce, iată cum istoria Republicii, adică Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești începea de la 1812. Exact așa și domnul Dodon a început problema că de 10 ani încoace ceva se întâmplă cu Curtea Constituțională. Avem probleme cu textul Curții Constituționale. Ca să sumarizez, juriștii renumiți, juriștii dedicați, profesori la universitate, dar chiar studenți, nu văd probleme în textul Constituției. Interpretarea oricine poate să o facă. Dar noi am avut situații foarte clare în care Curtea Constituțională a solicitat opinia Comisiei de la Veneția și Curtea Constituțională a susținut. Adică este o contrabalanță dintre instituțiile internaționale și ceea ce este în Republica Moldova, Curtea Constituțională. Deci problema nu este. Posibil domnul Dodon vede problema în Curtea Constituțională. Dar să luăm și alt aspect. Domnul Dodon a mai marcat și câteva puncte când a inițiat această discuție, care, apropo, este de anul trecut, tot așa, mocnește, cu diferite decrete prezidențiale privind instituirea unor grupe de reforme în sectorul justiției, reforma Constituției. Ceva se vrea, dar noi n-am înțeles totuși în ce constă problemele din Constituție. De exemplu, faptul că Nicolae Timofte a fost ales din a câta, a cincea încercare. Asta nu e o problemă de Constituție? Este problema. Să luăm exemplu concret. Ba nu. Este problema într-un grup de politicieni care nu pot să rezolve o problemă politică. Nu există o problemă juridică în a alege sau nu președintele țării, președintele Parlamentului sau oricărei instituții de stat. Dacă extrapolăm la procesul de alegere a papei, da? Deci nu se pot pune de acord cardinalii între ei. Și nu e vorba de procedura de alegere a papii de la Roma. Eu știam că era un singur cardinal. Dar, dar problema este în politicieni. Problema sunt în oameni din diferite instituții de stat din Republica Moldova care la o anumită etapă nu își angajează răspunderea lor proprie, cât de mică, indiferent de nivelul de decizii, până la cele importante decizii care privesc Republica Moldova. Este bine că domnul Timofte a fost ales în sfârșit. Întrebarea este de ce politicienii, pentru cele mai importante decizii,
implică idei de a modifica sau de a începe anumite reforme. Noi am văzut cum foarte multe reforme până acum care au fost inițiate cu mult fast, ele la un moment dat ele s-au oprit, ele au durat mult mai mult timp pentru că ideea inițială nu a coincis cu suportul politic, pentru că noi pentru reformele importante chiar și acum avem nevoie de un suport politic major. Revizuirea Constituției înseamnă, în sensul care îl văd eu, nu modificarea Constituției, dar revizuirea asta înseamnă textul Constituției luăm acum și punctăm care sunt problemele și rescriem Constituția. Mi-e bine greu să cred cam câte dintre aceste articole ar putea să fie modificate. Noi, până la moment, am adoptat 10 legi de modificare a Constituției. Unele dintre care a fost, de exemplu, ombudsmanul și procurorul, Consiliul Superior al Procurorilor. Asta doar pentru că Comisia de la Veneția și alte instituții au recomandat modificarea Constituției, pentru că știm că modificarea legilor la noi se face în dependență de anumite conjuncturi și voturile se găsesc. Acum, dacă l-au adus pe domnul Gațcan din România cu încălcarea carantiei la o ședință pentru a asigura votul a 51 de deputați, eu nu știu de unde ar putea să găsească mai multe voturi pentru modificarea Constituției. 2. Eu nu știu ce consens larg ar putea să găsească în rândul practicienilor și teoreticienilor pentru a modifica Constituția. 3. Acest proces, dacă a fost inițiat acum și va fi unul serios, cu dezbatere, implicare a instituțiilor și internaționale și resurselor din Republica Moldova, asta ar putea să dureze 2 ani. Și vă explic. În primul rând, decretul stabilește un an pentru activitatea acestei comisii, cât o să aibă loc dezbatere și tot procesul cu Ministerul Justiției, alte instituții, avizul Curții Constituționale și adoptarea legii 2 ani. Domnul Dodon se pare că crede că va avea a doilea mandat. Așa crede. Nu știu. Dar indiferent dacă dumnealui va avea sau nu mandatul, încă să vedem dacă mai vin sirienii sau nu, să vedem care este suportul politic care să adopte legea, dar și suportul maselor, a cetățenilor. Pentru că asta, Constituția nu este pentru ei, politicieni, să iasă fumul alb sau nu, este pentru noi, cetățenii, ca să înțelegem că asta este o fumigenă sau noi avem nevoie. Cetățenii, de multe ori, nici nu înțeleg de ce foarte multe legi se adoptă. Activiștii de partid au senzația că COVID-ul îi pune pe oameni într-un colț acolo, le pune mască la gură și o să înghită tot ce... Înainte de a face inventarul problemelor, să revenim la ceea ce a vrut domnul Boțan să spună despre experiențele sau fazele în care s-a intervenit în Constituție. Tocmai când spuneți 2 ani, probabil putem vorbi și despre experiența acumulată în sensul ăsta a diferitor inițiative referendare. Puteți să ne dați câteva exemple grăitoare despre modul în care pe bunii s-a discutat în societate și nu cu turmă anonimă. Sigur, sunt exemple pozitive care merită menționate și la care s-a referit parțial colegul. Și eu aș mai putea adăuga, de exemplu, modificarea Constituției în perioada guvernării comuniștilor. Deci acolo s-au făcut câteva modificări care au fost chiar foarte necesare. De exemplu, modalitatea de reținere și de arestare a cetățenilor, termenele și așa mai departe. Sau abolirea pedepsei cu moartea. Deci sunt lucruri care nu pot să nu fie menționate ca lucruri pozitive. După care vine... Vă referiți la primul mandat? Primul mandat. În al doilea mandat, da, în 2006 a fost o modificare referitoare la, dacă nu mă înșel eu, la... a funcționarea justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și numirea judecătorilor, dar până la asta a fost experiența domnului Lucinski. Și acolo a fost o chestie foarte interesantă, din punct de vedere chiar și istoric, politologic și constituțional. Pentru că domnul președinte Lucinski, atâta timp cât era președinte a Parlamentului, pleda pentru Republică Parlamentară sau cel mult semi-parlamentară, semi-prezidențială. Cum a devenit șef al statului, cum imediat a avut nevoie de împuterniciri prezidențiale, transformarea Republicii Moldova în Republică Prezidențială. Ne amintim referendumul consultativ din mai 1999, publicarea proiectului de modificare a Constituției de trecere la Republica Prezidențială în august 1999 și în paralel în Parlament a pornit contraofensiva și Parlamentul a câștigat. Deci, statusul quo care exista, republică semi-parlamentară, semi-prezidențială,
a fost, Republica Moldova a fost transformată deci, în Republică Parlamentară. Până la hotărârea Curții Constituționale. Poftim? Până la hotărârea Curții Constituționale. Nu este, au fost două hotărâri ale Curții Constituționale, dacă nu chiar trei. Una care dădea carte blanche șefului statului pentru modificări, alta care dădea carte blanche pentru un grup de 38 de parlamentari. Deci era vorba despre goana, cine reușește primul să modifice Constituția. În acea situație a fost implicată Comisia de la Veneția. S-a făcut o comisie de reconciliere, numai că deputații au spus domnului președinte, pentru că ai încercat să faci chestia peste capul nostru, primește-o. Și a primit-o. Deci dacă ne amintim, astea sunt amănunte, Igor. Dacă care arată la ce poate duce intenția. Am înțeles. Dar în folclor, ține minte, faza se numește când Lucinski l-a scăpat din brață pe Diacov. Da, și l-a scăpat și domnul Diacov a căzut foarte bine până în prezent, se menține pe linia de plutire. Dumneavoastră sugerați că Lucinski a fost primul care a încercat să își reformeze Constituția de o manieră în care să-i convine. Dar argumentul lui era, domnule, nu se mișcă societatea, stagnează. Corect. N-am pârghii pentru ca să vă ajut pe voi. Corect. Întrebarea era, domnule președinte, cum așa până în 95-96 erați adept al Republicii Parlamentare și brusc, după ce ați devenit președinte, vreți Republică Prezidențială? Și deputații asta îl întrebau pe domnul Lucinski. Ce s-a întâmplat? Alte exemple de umblat sau încercări de a umbla la Constituție? Sunt. Deci ne-am referit la exemple relativ pozitive. Da. Da, trebuie să menționăm încă un lucru. Totuși, comuniștii, dacă raportăm ceea ce au dorit să facă comuniștii la ceea ce își dorește domnul Dodon acum, este adevărat că comuniștii au dorit să elimine dreptul cetățenilor cu dublă cetățenie de a ajunge la pârghiile statului, dar aici a intervenit CEDO, în cazul Chirtoacă și Alexandru Tănase, care le-a dat peste mâini comuniștilor, așa că problema în principiu este rezolvată de CEDO și nu înțeleg de ce domnul Dodon revine acum la problema dublii cetățenii, când domnia sa a avut minunată ocazie să nu-l accepte pe domnul Chicu, care este cetățean al României, în calitate de consilier și cu atât mai mult să nu-l admită să preia funcția de prim-ministru. Da, de ce e nevoie de modificarea Constituției dacă știm că există o hotărâre CEDO la acest subiect? Și a acceptat un cetățean român care nu este tocmai român 100%. Nu știu, dar atunci arată un exemplu. Arătați, domnul președinte, arătați un exemplu. Dați-l afară pe domnul Chicu, pentru că tocmai asta vreți să faceți prin modificarea Constituției. Până și bătrânce care cu fără jumate de parlament președinte. Corect, dar de ce atunci să inițieze o modificare de Constituție? Culmea este că despre cetățenia rusească nici nu se mai vorbește. Despre cetățenia celor care au pașapoarte rusești. Da. Să mergem mai departe pe reforme. Mai era un exemplu. Domnul Mihai Ghimpu, în calitate de președinte interimar, a inițiat o comisie. Asta a fost în toamna anului 2009, care în primăvară, deja în luna martie, avea un proiect de Constituție care a fost înregistrat în Parlament și a rămas în suspans, deși la acea etapă Alianța pentru Integrare Europeană avea o majoritate, pentru că ceea ce a menționat colegul, mult mai viguroasă decât actuala majoritate a domnului Dodon. Ce anume pleda Comisia Ghimpu? Ghimpu, lucru care a fost în mod surprinzător realizat prin intermediul Curții Constituționale. Declarația de independență, partea a Constituției, alegerea directă a șefului statului, reforma procuraturii, multe, multe alte lucruri. Reducerea numărului de deputați. Poftim? Reducerea numărului de deputați. Asta nu cred că a fost acolo. Da, putem verifica. Așa. Deci, Curtea Constituțională, ulterior, două din aceste probleme, de o manieră foarte, foarte specifică, le-a rezolvat. Iar acel proiect care este, din punctul meu de vedere, a fost unul foarte bun. Domnul Guzon, dați-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, niște intervenții care au ilustrat un proces corect cu antrenarea societății, a expertizei, astfel încât s-a perfecționat pe bune în favoarea societății legea de bază.
propunerea care ați menționat cu dreptul sau garanțiile fundamentale, drepturile fundamentale cu aresturile, a fost unul pozitiv. Dar vedeți că noi am modificat Constituția în partea ce ține de garanțiile persoanei, dar noi și până la moment avem problema cu aresturile abuzive. Deci deja s-au mutat din Constituție, s-au mutat în practică. Dacă ne uităm la legislație, eu vă asigur, orice jurist cu experiență cu care ați discutat, vă va spune că în acele articole din Codul de Procedură Penală, deja nu știu ce se mai poate pune, nicio virgulă, nicio altă propoziție, în măsura în care să ne asigurăm că nu se poate de arestat o persoană decât în ultimă instanță. La noi persoanele încă se mai arestează. Acum deja mai selectiv, după cum vedem. S-au făcut niște, din punctul meu de vedere, niște modificări foarte bune în ce ține de ombudsman, de Consiliul Superior al Magistraturii, de procurori. Doar că noi aceste modificări, poate eu greșesc, dar eu am simțit asta mai mult preocuparea străinilor, adică instituțiilor străine, de a asigura că aceste instituții vor lucra și nu doar pentru că avem lege, dar să avem în paralel și prevederea în Constituție ca să avem o balanță sau o garanție că aceste instituții vor funcționa și nu vor fi blocate. Acum vreau să trecem la inventarul propunerilor lansate de Igor Dodon. De exemplu, când el spune foarte supărat că în Constituție există un mecanism, o sabie lui Damocle, care stă deasupra Republicii Moldova, că vai de mine, oricând poate fi lichidată Republica Moldova și el vrea să elimine din Constituție acest articol. Sau mai spune despre federalizare indirect, da? Soluționarea problemei transnistrene de o manieră în care, admitem, facem abstracții de filmuleți. Haideți să mergem pe propunerile dânsului. De ce trebuie umblat la Constituție? V-a convins pe dumneavoastră? Bine, după ce dumneavoastră a trecut la domeniul medicinii și reacții la domeniul sănătății, a venit reforma constituțională. Eu nu am văzut probleme. Acestea sunt niște fumigene. Deci dacă șeful statului sau consilierii lui încearcă să formuleze niște probleme care sunt în Constituție, aceste discuții nu trebuie să fie undeva printr-un comunicat de presă să le regăsim. Ele trebuie să existe în societate. Societatea trebuie să le simtă. Dacă acolo s-au adunat niște oameni cu greutate. Foști președinți de curți constituționale s-au asigurat cu un... Nu toți, ce e drept. Dar pe mine mă miră de ce unii dintre foarte buni juriști cu o carieră remarcabilă se regăsesc în acea comisie. Mai regăsim și niște nume care posibil a făcut cunoștință că sunt în acea comisie doar după ce a fost publicat. Lucruri care de altfel de multe ori se întâmplă. Dar eu, chiar și de la cele persoane care sunt foști președinți de curte constituțională, nu am înțeles totuși în ce constau acele probleme. Domnul președinte nu este constituționalist, nu este jurist, dar nu am auzit nici de la cele persoane cam care ar fi problemele și mesajele cheie pe care să le urmărim. Dumnealui a menționat despre capturarea statului, despre politizarea curții constituționale, deci lucruri care nu se referă la Constituție. Sunt niște lucruri care eu cred că se încearcă să se devieze de anumite procese și ne preocupă cu noi cu alte lucruri decât lucruri esențiale în domeniul nostru. Deja mai multă lume s-a pronunțat și spune ca o certitudine, ca și despre Culioc, că asta e vehicul electoral. Noi putem să-l bănuim de așa intenții? Că asta e o fumigenă, cum spuneți dumneavoastră, ca să dea seriozitate intențiilor dânsului? Eu cred că dumnealui a înțeles că transmiterea acelei pungi care nu erau legume sau niște rechizite de birou, a înțeles că lucrurile sunt mai mult decât serios și cred că asta i-a afectat și întâlnirile cu domnul Putin. Și lucrurile sunt mult mai grave. Și de ce și ziceam? Posibil asta a fost unicul lucru care putea să fie inventat la moment, în plină pregătire pentru campania electorală, inițierea diferitor mesaje, pentru a vedea ulterior despre ce probleme să discutăm, urmarea acestei fumigene. Dar nu era mai simplu să discute despre stâlpul de la Strășani în mijlocul asfaltului? Era posibil, mai pe înțeles oamenilor. Posibil. Igor, totuși, să discutăm despre motivele pe care le invocă președintele. Noi parțial ne-am referit la asta. Ne-am referit practic la toate și am ajuns la concluzia că această inițiativă trebuie să fie un fel de vehicul preelectoral.
Pentru că domnul președinte a avut un angajament către cetățeni din 6 puncte și niciunul din aceste angajamente nu a fost în stare să le îndeplinească. Și acum, iată, vine cu această inițiativă de modificare a Constituției și implicit mesajul este: dacă Constituția ar fi fost altfel, probabil eu aș fi rezolvat aceste probleme. Problema transnistreană, cum ar fi fost rezolvată dacă era altfel Constituția, sau cum credeți că ar vrea să rescrie Dodon Constituția astfel încât să-și onoreze promisiunea într-al doilea mandat? Nu poate. În principiu nu poate. Dumneavoastră ați punctat din start, întrebându-l pe coleg, despre articolul 142 din Constituție. Articolul 142 din Constituție a apărut acolo nu întâmplător și a fost pus în Constituție de către partidele și forțele politice care sunt apropiate domnului Dodon. Nu. Amintiți-ne, 142. Articolul 142 prevede că dispozițiile constituționale referitoare la suveranitatea, independența, statutul de stat unitar și în privința neutralității permanente, dispozițiile nu pot fi modificate decât prin referendum la care participă și dă un vot pozitiv. Votul pozitiv trebuie să fie a jumătate din cetățenii cu drept de vot înscriși în listă. Adică atunci când Igor Dodon spune că, vezi, Doamne, noi putem să ne facem sepucu sau harakiri și să lichidăm Republica Moldova foarte lesnicios, el de fapt trișează, știind foarte bine că asta nu se schimbe atât de ușor. La început trebuie să schimb dispozițiile articolului 142 prin referendum cu un vot pozitiv a mai mult de jumătate din cetățeni, adică de 1.600.000, când la alegerile noastre cu greu vine 1.500.000. Deci, în mod practic, este imposibil. Și abia după asta, după ce ai schimbat dispozițiile respective, să încerci să faci ceea ce îți propui, adică să federalizezi Moldova sau să o lichidezi ca stat suveran și independent și multe, multe alte lucruri. Deci, dar partea interesantă era cine a pus în Constituție chestia asta. Pentru că dacă ne referim la reprezentanții mișcării de eliberare sau de renaștere națională, erau împotriva acestui text de Constituție. Deci, această clauză au pus-o cei care erau porecliți șașlăcare, cei din mișcarea Edinstvo, Interfront și agrarienii. Și ei aveau ceva aici. Nu este întâmplător că Vladimir Voronin, atunci când și-a fondat în 1994 partidul, avea o clauză interesantă în statut. Deci e un articol anti-unionist? Nu e anti-unionist. Problema e că acum este convinabil unioniștilor. Dar la început, ascultați ce vă spun din... citesc din statutul Partidului Comuniștilor. Partidul Comuniștilor, până la etapa când a fost modificat în 2008, Partidul Comuniștilor pledează pentru recrearea Uniunii Republicilor Suverane ca o construcție federatistă, adică domnul Voronin, atunci când a promis în 2001 aderarea la Uniunea Rusia-Belarus, avea ceva în vedere. Cuba comunistă. Avea ceva. După care s-a schimbat conjunctura, iar unioniștii noștri au profitat ulterior de această clauză în Constituție. Este vorba despre Partidul Național Liberal și a spus: domnilor, dacă ați pregătit-o pentru voi, țineți minte proverbul românesc: nu este pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Deci, vectorul ăsta pro-estic este în scădere, în diminuare, iar un segment foarte solid din societatea moldovenească își îndreaptă privirile spre Uniunea Europeană și România. Tocmai de asta, judecata atunci când a fost, sau nu mi-amintesc exact detaliile, atunci când judecata din Republica Moldova a admis că partidele politice pot avea în statutul lor clauze privind unirea României. Partidul Pavlicenco. Această decizie judecătorească a fost în baza articolului 140, numai că s-au uitat originile. Cine și ce intenție a avut? Întrebare. De ce găgăuzii atunci atât de tare au insistat să li se scrie în statutul lor găgăuzerii condiția că ei poate să o
tai poala dacă Republica Moldova renunță la independență, știindu-se foarte clar că asta e imposibil. De ce e imposibil? Trebuie 1.600.000 de cetățeni să spună da la referendum, numai că nu avem de unde să-i luăm. Vysotsky, de denghi zin. Da, numai că nu avem de unde să-i luăm. De unde să-i luăm? Dacă la ultimul scrutin parlamentar au participat 1.500.000. Deci asta am rezolvat-o. Dodon exagerează, să zicem așa. Altceva. Exagerează tare. Tare. Dar ar putea să fie, poate, pentru că nu circulă în regiunea transnistreană așa de multe mesaje cum aici, posibil asta ar fi și niște mesaje pentru cetățenii moldoveni din acea regiune. Da, dar oricum, posibil. Și cu participarea, deci federalizarea în principiu nu poate avea loc fără referendumul la care mă refer, da, cu acceptarea a 1.000.000, cel puțin 1.600.000 de moldoveni, inclusiv cei din Transnistria. Deci ea nu poate avea loc. Problema pe care îl deranja, problema care îi aduce nemulțumiri domnului Dodon, ea nu poate fi eliminată decât prin referendum cu participarea, cu un vot pozitiv a mai mult de jumătate din cetățeni, 1.600.000. Atunci cu ce rămânem din aceasta? Eu vreau să, în timpul care mai avem, reușim poate să discutăm subiectul ăsta accentuat acum de Partidul Grăjdanski Săiuz, Uniunea Civică, da? Da, Uniunea Civică. Cu cerere la procuratură despre acest statut de republică parlamentară care alege prin votul direct un președinte care de fapt este inofensiv ca un trântor, iertați-mi comparația. Care ne costă mult. Care ne costă mult și atunci partidul ăsta spune, haideți să fim onești cu noi înșine. Ori facem republică parlamentară veritabilă și alegem un președinte modic, da, care să cedeze eventual președinția pentru alte instituții, ori, într-adevăr, pe bune să trecem la o republică prezidențială, uitându-ne nu doar la Putin și Lukashenko, dar uitându-ne și în alte părți, să facem o republică pentru un viitor președinte cu toate împuternicirile care să acționeze prompt, rapid, onest, eventual. Asta e o problemă de discutat, e oportună? Bine. Formele de guvernare a statului pot fi discutate oricând. E mai bine așa sau nu? Eu ziceam anterior. Noi, la moment, noi nu avem o problemă sau un eveniment care să ne determine pe noi societate, să ne gândim că, într-adevăr, avem nevoie de un parlament sau cu mai puțin regim parlamentar sau prezidențial sau semiprezidențial. Lumea acum deja a înțeles care sunt în contextul regional, chiar înțelege foarte bine de ce președintele trebuie să aibă sau nu putere sau de ce domnul președinte vorbește câteodată același text pe care îl expune domnul Chicu. Deci mai multe lucruri și lumea este confuză. Eu înțeleg că la noi cetățenii mai mult vor un mecanism care să lucreze, indiferent că este instituție prezidențială sau nu, doar ca să nu coste mult. Dar este o înșelătorie faptul că în această campanie în care intră Volens Noles și reprezentanții dreptei, se promite sarea cu marea ca de fapt la modul practic iarăși să fie înlăturat președintele pentru 5 minute să semneze șeful legislativului. Da. Este o înșelătorie sau nu? Este o problemă aici. Congresul Civic are o poziție încă din anul 2016. Congresul Civic consideră că hotărârea Curții Constituționale din 4 martie 2016 este neconstituțională, așa spun ei. Deci, dar există o problemă reală. Atunci când a fost modificată Constituția în anul 2000, textul inițial prevedea că președintele este ales de Parlament cu majoritate simplă. Vladimir Voronin, în lectura a doua, a intervenit și a spus că eu nu votez și fracțiunea nu votează dacă nu ne dați asigurări că după ce votăm, nu suntem eliminați de pe scena politică. De aceea, puneți în loc de majoritate simplă, majoritate calificată de 3/5. Iată, ăsta a fost momentul de care s-a agățat Curtea Constituțională în 2016, când a luat... La 16 ani. După 16, când a anulat o reformă constituțională care a avut efecte, slava Domnului. Deci, asta este motivul pentru care Congresul Civic pledează constant împotriva
acelei decizii a Curții Constituționale. Dar noi știm că deciziile Curții... Bine, asta e partea... Da, dar acum să vă spun de ce... E chichiță juridică, dar eu vă întreb teoretic. Un președinte care promite poduri, federalizare, dar în realitate nu poate să facă fără o majoritate parlamentară. Pentru că, nu poate, pentru că, nu e... pentru că președintele are un... Problema a fost soluționată în ce sens? Noi suntem la al 10-lea legislatură parlamentară, iar 4 legislaturi sunt venite în urma alegerilor anticipate. Alegeri anticipate provocate din cauza că Parlamentul nu putea alege șeful statului. Deci trebuia rezolvată această problemă. Jumătate din legislaturi sunt consecința incapacității alegerii șefului statului după reforma din anul 2000. Prin hotărârea Curții din 2016 s-a înlăturat această problemă și a rămas problema care Curtea Constituțională tot a rezolvat-o. Ieri Curtea Constituțională a dat o decizie extraordinar de bună din punctul meu de vedere, în care spune șeful statului, citește Constituția, acolo e scris foarte clar care sunt atribuțiile domniei tale. Domnia tale, ești șeful statului, garantul Constituției, ești mediatorul între instituțiile statului, între partidele politice, nu ești angajat politic, deci faci un lucru prevăzut de Constituție și nu te amestici în alte lucruri. Deci lucrurile sunt foarte clare. Domnului Dodon nu-i place acest lucru. El vrea să fie un președinte jucător. Tocmai asta și spune în... Când spuneți de decizia de ieri, adică nu se poate opune numirii candidaților și nu numai la funcția asta, de prim-ministru. Și nu numai asta. Îi amintește el ar vrea să-l scoată din buzunarul lui sau din staful amintește lui. Îi amintește domnului președinte despre o decizie din decembrie 2017, când Curtea Constituțională a spus că șeful statului nu poate fi șef de partid, nu poate fi membru de partid. Adică prin aceste hotărâri, locul și rolul șefului statului este foarte bine determinat. Constituția prevede ce poate șeful statului. În reforma din 2000 au fost anulate două articole, 82 și 83, referitoare la atribuțiile șefului statului în activitatea guvernului. În rest, șeful statului are atribuții în domeniul apărării. Șeful statului are atribuții în domeniul politicii externe. Șeful statului are un rol extraordinar de important la numirea judecătorilor, procurorilor și așa mai departe. Adică are treabă până peste cap. Până peste cap. Deci, din punctul meu de vedere, nu sunt probleme la lucrurile sunt echilibrate. De economie se ocupă guvernul, de securitate și de, hai să spunem așa, filtrarea oamenilor care intră în sistemul judecătoresc și în procuratură este șeful statului. Deci el se ocupă de astfel de lucruri pentru că poate coopera cu SIS, poate coopera cu ANI, poate coopera... Deci asta trebuie să facă șeful statului. Șeful statului la noi vrea, domnul Dodon, vrea să facă ca Lukashenko, ca Putin. Și de aici apar problemele pe care le discutăm astăzi. Tentațiile sunt mari, dar de ce și dreapta vrea neapărat să obțină postul ăsta? Pentru că dreapta, opoziția de astăzi, în mod normal ar trebui, când câștigă fotoliul ăsta, să vină la formulele acestea despre care vorbim noi. Să nu mai acționeze ca un Putin sau ca un Dodon. Faptul că președintele este ales de către popor este un fapt. Este o funcție în stat. De ce? Eu cred că pentru dreapta, sau forțele de dreapta, forțele politice de dreapta, este important să aibă această funcție în stat, care transmite mesaje, este important în cariera procurorului general, a judecătorilor și în alte mesaje. Exact, asta e. Eu cred că pentru noi, Republica Moldova, ca stat de drept, este crucial să avem oameni integri în sistemul judecătoresc. Dacă vă duceți să aminte o investigație făcută de colegii de la Ziarul de Gardă și alții, când au spus despre, când au arătat mai multe informații în baza cărora președinții mai mulți, și domnul Voronin, și domnul Timofti, domnul Ghimpu și alții, au refuzat candidaturile privind numirea sau promovarea judecătorilor pentru că nu erau integre. Asta este o forță enormă. Faptul că CSM totuși i-a înaintat în funcție și dumnealor până la moment activează și apropo ei se regăsesc în funcțiile de promovare la Curtea Supremă de Justiție, pe nimeni nu dezavantajează. Asta este minusul CSM. Și lucrurile acestea, știți, s-au perindat. S-au acceptat că aceste lucruri pot avea loc, dar eu cred foarte mult că această funcție poate pune capăt la multe lucruri care până acum s-au întâmplat.
Acum, dacă să revenim și la un alt filtru, este și modificarea Constituției, ca să facem o legătură, este, noi de două ori s-a încercat modificarea Constituțiilor în partea ce ține de statutul Consiliului Superior a Magistraturii, consolidarea lui și a instituțiilor sale și numirea, excluderea acestui termen inițial de 5 ani pentru numirea judecătorilor. PSRM-ul a făcut parte din toate legislaturile până la moment în care se discuta despre acest proiect de lege și dumnealor s-au împotrivit, pentru că în a doua lectură această lege totuși nu a fost modificată. Dumnealor se tem. De ce nu vorbesc ei despre acest articol pe care l-au neglijat? Adică PSRM-ul vroia să aibă această ațișoară pe care să-i țină legați pe judecători sau de ce? Și PSRM-ul, și Partidul Democrat, pentru că erau în alianță și aveau, cred că, suficiente număr de voturi. Dar eu cred că pentru aceste modificări care țin de judecători, eu cred că s-ar fi găsit mult mai multe voturi decât 71 și ele sunt necesare. De ce? Eu cred că lupta dreptei politice de a avea această funcție este una, pentru mine, destul de clară și este una justificată, această bătălie. Dacă noi în continuare o să avem sateliți sau oameni care nu au nimic cu sistemul judecătoresc, cu justiția pe care vrem să noi vedem, dar ei se perindează prin diferite funcții sau prin alte domenii care vorbim, în care intră în mandatul președintelui. Eu deja nu mai vorbesc despre distincție de stat care se acordă deja la nesfârșit, dar pentru lucrurile importante pentru noi, pentru țară, eu cred că lucrurile sunt destul de importante. Deci, dumneavoastră sugerați că în eventuala bătălie pentru funcția de șef al statului, trebuie să vadă cetățeanul care va vota viitorul președinte un filtru sau un garant adevărat al Constituției care să curețe sistemul judecătoresc. Doar că, da, absolut, da. Doar că asta i-a jucat fiesta doamnei Maia Sandu din punctul meu de vedere. Eu vă asigur că foarte mulți dintre judecători, procurori și alte persoane din sistemul organelor de drept și a justiției se temeau de ceea ce va urma după promisiunile care le-a spus Maia Sandu. Lupta împotriva corupției, curățarea sistemului, în limitele pe care le acordă la moment legislația. Dar ea a clacat atunci ca cu procedural, mă rog, cu procurorul. Acum oare mai are nas să vină iar cu asemenea proceduri? Bine, Curtea Constituțională a spus că este neconstituțională prevederea respectivă. Eu am anumite rezerve în această schemă, pentru că Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost exclus din această procedură. Este adevărat, din câte se pare, că de unde a apărut această inițiativă, ca totuși cineva să-și asume o parte din responsabilitate cine vine în funcția de procuror, procuror general. Dar dacă noi construim statul ca noi să fie conform legii, stat de drept și să fie această colaborare în stat, deja unele proceduri care erau anterior trebuie să renunțăm și trebuie să ne trecem la altă etapă de dezvoltare politică. În legătură cu asta, mai este oare posibilă ideea unui purgatoriu procedural? Sigur că da. Trecuți prin infraroșu toți judecătorii, mai cu seamă ăștia care s-au lins pe chiar și judecătorii vor acest lucru. Da. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat la ultimul concurs care a fost întrerupt, la Consiliul Superior al Magistraturii. Dar eu vă asigur că toate schimbările care s-au făcut în toate statele democratice, până când politicienii volens, nolens, n-au început acest proces cu garanții inclusiv din străinătate, fără politicieni, judecători sau procurori sau orice alt sistem, adică nu din poate interior să facă. Nu, sigur că. Nu, acolo se bat. Uitați ce se întâmplă în ultimul timp și aici, în termin doar ideea. Noi ziceam că vin oameni tineri în sistemul judecătoresc. Cine sunt acești tineri care în septembrie anul trecut au blocat, de fapt, activitatea Consiliului Superior al Magistraturii? Și unde a fost, apropo, domnul președinte a Republicii Moldova, care trebuia să medieze, pentru că era un conflict mult mai mare decât, pur și simplu, între niște judecători care puneau piedici? Noi vorbeam despre autoadministrarea instanțelor judecătorești, activitatea normală a judecătorilor. Știți de unde vin foarte multe lucruri? Din fraza DNA treci prutul. În 2015, când erau proteste, PNL, partidul doamnei Pavlicenko, avea această formulă. Având-o pe Codruța Chioș. Da. Și în paralel ei mai aveau o clauză care suna în felul următor. Să aproximăm legislația și Constituția Republicii Moldova la cea românească.
De aici a apărut ideea că un președinte ales de întreg popor poate proceda ca Traian Băsescu și în pofida baronilor din partidele de la guvernare pot, sub umbrela președintelui, face o reformă a justiției așa cum s-a reușit în România. Iată de unde a venit inițiativa platformii DA de atunci de a colecta semnături și de a porni această campanie de în favoarea alegerii directe a șefului statului. Numai că știm ce s-a întâmplat și apropo, cum doamna Domnica Manole a devenit persoana agreată de către mișcarea protestatară. Pentru că ea atunci a decis, da, au fost adunate 400 de mii de semnături, deci este corect, trebuie pornită procedura constituțională. Unde Comisia Electorală Centrală a spus nu, Parlamentul a spus nu, iar doamna Domnica Manole s-a ales cu mari, mari probleme. Da? Iar Curtea Constituțională, de o manieră foarte elegantă, așa cum spune colegul, a rezolvat această problemă. A rezolvat-o și avem probleme cu Congresul Civic, avem probleme cu Partidul Comuniștilor care nu recunosc. Dar eu vreau să trag linia și să spun. Această idee că într-o țară parlamentară, șeful statului cu atribuții în domeniul politicii externe și de securitate și cu atribuții în numirea procurorilor și procurorului general și a judecătorilor, asta e o forță. Și de aia merită ca cei de dreapta, cum îi numiți dumneavoastră, sau cei din stânga sau de pe orice segment, să lupte pentru această funcție dacă cu adevărat înțeleg că problema majoră a Republicii Moldova este justiția și acolo trebuie făcut curățenie. Iată, toate lucrurile se aranjează foarte frumos. Am înțeles. Dacă tot ați pomenit de Domnica Manole, iată o cioară albă din justiție, până la urmă a ajuns în fruntea Curții Constituționale, deci se poate. Nu știu cât de tipică sau atipică este această situație. La fel cum acum în campania electorală pentru prezidențiale, cetățenii trebuie să judece ce meniu propune candidatul. Doamna Manole a fost linșată în măsura în care a redus la tăcere tot sistemul judecătoresc. Și dacă procurorii la acel timp și acum se mai uită cam care sunt schimbări din sistemul judecătoresc și dacă anul trecut au început și ei să vorbească unii din ei, după ce au fost reduși la tăcere judecătorii și ei s-au retras. De aceea, pur și simplu, urmărirea penală și pedepsirea doamnei Manole, vorbind de sistemul de justiție, a avut niște procese mult mai adânci decât revizuirea... Dar n-a descurajat-o pe ea. Dar problema de eliberare din funcție ilegală, din punctul meu de vedere, ea încă nu a fost rezolvată. Pentru că hotărârea Consiliului Superior a Magistraturii încă nu a fost revizuită, nu a fost revizuită, ea a fost respinsă, cauza este la Curtea Europeană și, apropo, guvernul trebuie să răspundă, iar decretul președintelui nu a fost asta înseamnă anulat. Că dânsa va trebui să renunțe la funcția de președinte a Curții Constituționale? Haideți să vedem cam care va fi hotărârea Curții Constituționale, deși eu sunt sigur că acolo se vor trasa foarte multe aspecte care pe mulții va, cel puțin îi va deranja. Hotărârea Curții, Curții Europene pentru Drepturile Omului. Deci, atunci când viitorii candidați vor veni cu oferta lor pentru următorul mandat prezidențial, încercați să o vedeți prin prisma acestei grile. Nu prin prisma promisiunilor legate de poduri, economii, gazificare, federalizare și așa mai departe, dar prin prisma angajamentelor reale de a face ordine întâi și întâi în sistemul judecătoresc, de care depinde nu doar viața fiecărui cetățean care indirect suferă și direct suferă de la nelegiuiri, dar și siguranța investițională, pentru că un om care vrea să aducă bani în Republica Moldova se uită numai decât la sistemul judecătoresc, cât de corupt este și câtă dreptate îi se poate face atunci când eventual va avea probleme. Prin urmare, acest examen al campaniei prezidențiale este pentru candidați, dar este și pentru discernământul alegătorilor. Pe curând! Și de la capăt.